Ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? Ce-ai venit așa înfocat? Cum din urma mea ta? Și am zis eu. Și? Și am zis eu concret. Vorbiți concret. Păi bine, ce? Eu am indicat de o familie concretă? Ați indicat pe mine aici că eu mă ocup cu vânzarea produsului. Nu știu un produs, nu a fost în școală. Vezi, dar eu și mă filmați. Puteți mă filmați. Haideți acum și filmați. Filmați tot ce este în cer, tot ce este în cancioare, nu stau eu. Dar găsiți un produs. Înțeleg că v-au validat mandatul, sunteți consilieră locală și cu temei sau fără temei v-ați dus la școală din sat, care e instituție publică, nu privată, și care e plătită din bani publici, mai tâncă chiar din primărie. Da. Și nu v-au lăsat să intrați. Nu au lăsat să intru, dar eu știam că la școală va fi organizat un concurs Nu concurs, dar o evaluare a grupului etnofolclori condus de către Gheorghe Nichiforea. La acest cerc participă ambele mele nepoțele. Și zic, este o zi liberă, zic, dar de ce să nu merg la școală? Printre altele, este școala care am absolvit-o eu și să vedeți ghinion. După ce am fost eu atunci la întâlnire cei cu... șeful raional al Partidului Democrat, era și candidata lor la funcția de primară. Da. Așa, la școală era asta, da? Deci totalmente s-a schimbat, s-a introdus un regulament intern, precum că nu au dreptul persoanele străine să meargă să intre în gimnaziu și categoric mi s-a refuzat, printre altele eu chiar am plecat de acolo lăcrămând, că aveam în mână, vezi că am luat să ofer ceva nepoatelor, două citrice. Directorul m-a condus, Ion Berdil, m-a condus chiar de unde mi-a venit, era pauză, eu n-am intrat, niciodată nu mi-am permis să intru în clasă sau cel puțin acolo unde este nepoțica. Mai întrebam, mă încurajam, dacă se stăruie, bine, niște acțiuni care... Deci dumnealui pretins, mi-a interzis chiar să ofer și acele citri și precum că eu otrăvesc copiii. Copiii dumneavoastră, nepoți. Nepoții, da, vă dați seama, e ceva... Eu m-am indignat, zic, dar cum asta, zic, ce să... Ce nu se poate, nu se permite. Deci servitoarea avea o masă predestinată pentru de asta, ca să stea el la masă. Și să facă o înscriere a tuturor cetățenilor care pretind să vină în școală. Deci eu am pierdut directorul gimnaziului, categoric a fost ca eu să fiu prezent în centra școlii. Deși eu m-am indignat, zic, dar cum este cu acele persoane care vin și realizează în incinta gimnaziului produse cosmetice, haine, veselă? Am văzut că aveți o polemică cu cineva, o femeie acolo. Ea e angajată, e învățătoare? Da, este angajată, este pedagog, tânăr, o elevă de-a mea. De ce ai venit matați? De ce nu a venit doamna Ivancioglu sau doamna Damaschin? De ce sunt? Ai vândut orifele mi și eu am zis acum la general. Când ai vândut și gata, eu am zis la general, nu te apuca și nu te nena de mine. Deci, la general eu am zis, nu cătați când v-am adresat. Absolut nimic. Eu m-am dus adică la niște tipul cel mai tentat, absolut nimic și am produs, n-am vândut în școală. Da, anul ăsta, dar în anul trecut? Care problema dumneavoastră? Așa, clar. Așa, și ați vândut în școală? În școală ați vândut? În școală ați vândut. Mă, dar nu trebuie să ai Oriflame la școală, dar trebuie să ai planul și cărți. Gata, eu nu m-am adresat la dumneavoastră. Eu nu m-am adresat și nu căta mă ta acum. Oși, doamne! Lucrează la centru cu... Adică în cadrul școlii, gimnaziului este centru cu copii cu dizabilități. Și deci ea este realizatoarea produselor Avon sau Oriflame în școală.
Da, eu anterior când lucram, am mai deconspirat niște acțiuni din acestea, că ele tocmeau niște înțelegeri cu realizatorii de produse, fie veselă, fie cosmetică, și acei realizatori vineau la școală și când îi făceau și ore, trebuia să asistăm la ore ca noi să știm cum să, adică pretinșii cumpărători să știe cum să folosească aloe vera sau Oriflame sau Avon. Dar dumneavoastră ați lucrat învățătoare la școală? Da, eu sunt fost pedagog, da. Și acum ce să înțeleg? Că directorul a făcut regulamentul acela prin care el își ține ostatici și învățătorii și elevii și nimeni din afara școlii n-are voie să intre, nici aleși locali, nici reprezentanți de la comitetul părintesc, de exemplu, sau părintele vreunui copil n-are voie să intre acolo, nici eu, jurnalist, nu pot să intru în școala aceea? Cam așa și este. Categoric, vă zic, eu i-am zis, dar eu am venit în calitate de consilier. Nu, dumnealui ne-a arătat cu degetul că în fel consilierul trebuie să lucreze la primărie, spre cum că el să mă verifice pe mine dacă eu cumva lucrez. Păi, dumneavoastră nu sunteți angajată, nu sunteți funcționară publică, sunteți aleasă a poporului, odată pe lună sau pe două luni vă duceți la ședințele de comisii sau de consiliu, dar în rest aveți dreptul ca orice cetățean să intrați oriunde este interesul public, mai ales pe teritoriul acelui sat, Burlacu, Cahul. Mai ales în școală, care înțeleg că e întreținută din bani publici. N-ați cerut regulamentul acela ca să-l contestați în contencios administrativ, să-i dați în judecată, să judecă gratuit? Nu l-am cerut, pentru că eu am fost tare indignat, încă copiii deja plecau acasă, o clasă, îi cunosc copiii, să răzămați și ei așa de ușor o ușă și să uitau cum el a fost încercuit de câțiva pedagogi care într-un fel tot m-ar fi propozit așa într-un fel, că de ce eu tocmai, dar ce m-am făcut eu? Eu m-am așezat, până la urmă m-am așezat la masă cei de la intrare, unde trebuia să fie acea femeie de serviciu. Vă zic, eu am fost indignată de o atare atitudine. Păi da, e chiar revoltător. Asta e încălcare dreptului la libertate, libertate de a intra într-o instituție publică, de interes public, în care ați învățat, în care ați predat ca învățătoare și în care aveți dreptul să intrați ca aleasă a poporului. V-a interzis să vă documentați, să vă informați din prima sursă despre cum se desfășoară procesul de învățământ. Deci două drepturi fundamentale încălcate. Libertatea de exprimare și dreptul la libertate. Eu practic chiar doream să întreb, zic, știam că era vorba de căldură să fie instalat și știu că este o problemă apa, lipsa apei în școală. Și printre alte zic, n-am făcut-o cu... N-am mers cu bomba, n-am mers cu... Dar vă zic, categoric. Și apropo, aceasta a intervenit după ce eu am fost atunci la întâlnire și ei cu Partidul Democrat. E răzbunare. Ar trebui să știți... E o răzbunare, probabil. Ar trebui să citiți și cadrul normativ despre activitatea dumneavoastră ca ales local. S-ar putea să constatați că există acolo o prevedere legală obligatorie să fiți lăsată în orice instituție publică ca să vă documentați. Până la următoarea ședință, citiți și neapărat să o invocați. Dar eu v-am spus despre drepturile fundamentale constituționale și apărate și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Articolul 5 din Convenție și articolul 10. Mulțumesc, dar totodată și acea postare, ceea ce am înregistrat eu, că apropo eu m-am indignat, zic, cum așa? Zic, cei care realizează Avon și Oriflame, acelora, nu li este interzis. Deci eu vorbile astea le-am spus când chiar trecea pe coridor Burlacu Tatiana și încă două văstoare. Deci ele nu au reacționat, pentru că nu s-au simțit cu musta pe căciulă, dar Burlacu Tatiana... Chiar posibil ea este susținută și de director, că deci a durat undeva vreo 15-20 minute cât am fost eu acolo în școală și directorul ba mai intra în cancelare, ba mai ieșa și pe Burlacu Tatiana, care am filmat-o, i-au auzit eu atunci când m-am indignat și eu ziceam că zic bine, dar ce am făcut eu celor care... Și atunci ea se întoarce așa revoltătoare, eu m-am gândit că chiar o să ne pustească la mine și eu da, am avut telefonul în mână și m-am asigurat să demonstrez cum i-au răcnit însăși, dar deja orele mergeau, orele, adică s-a început ora și răcnitele ei au fost auzite pozitiv de copii. Acum, ca să nu vă acuze pe dumneavoastră că ați tulburat liniștea în școală, că ați întrerupt cumva procesul de învățământ, iată aveți dovadă că chiar o învățătoare de acolo face gălăgie. Da, asta a fost în timpul pauzei. Eu n-am...
în timpul pauzei, era ora 12:10 eu când m-am dus. Recomand altă dată să sunați la 112 și chemați poliția, pentru că e un caz grav. Neapărat să cereți o copie a regulamentului celuia intern, dar în baza căruia, iată, v-au limitat dumneavoastră, o persoană din afară, v-au încălcat niște drepturi, eventual ca să-l contestați în contencios administrativ. Și să formulați problema asta la ședința de Consiliu, la următoarea ședință de Consiliu, pentru că eu consider că e un abuz al directorului celuia. Sesizați primarul și mai filmați. Așteptăm video și mărturii de la Burlacu Cahul. Mulțumesc, sănătate, cele bune!